Sibetjällä. Selkäinen tsede, haitlikka massa, mutta ei siinä aina. Selkäinen teräkä, se meet on millä. Tun särkä, se meet kujen toimille. Atsassa jäsi kentiida, en perspektiiva kruutti. Oomun, aslu kreasa, opera, kukaide se märgä na intam peretiili Dumnezeu, într-un plan orizontal și trage concluziile în planul vertical. Este o gândire în perspectiva crucii. Auziți ce spunea Sfântul Apostol Pavel despre grecii din perioada Antichității. Căci cuvântul crucii pentru greci este o nebunie, iar pentru cei care ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. De ce Sfântul Apostol Pavel i-a avizat pe greci? Pentru că filozofii antici, Pitagora, Tales de Milet, nu puteau să conceapă două planuri intime care se intersectează într-un punct, considerând că un plan îl anulează pe celălalt. Omul lucrează în planul vertical, orizontal și trage concluziile în cel vertical. Când nu ai ce concluzie să tragi în planul vertical, înseamnă că existența ta s-a închis la pragul mormântului. Am dat curs, iubiți credincioși, invitații insistente a Părintelui Stareț, a Părintelui Siluan, sprijiniți și de Părintele Stareț, Teodosie, Starețul Mănăstirii Zosin. Nu pot scăpa de oamenii ăștia când își pun în minte ceva pentru nimic în lume. Dacă ei vor slujba arhierească, nu mai contează că tu ai altă planificare. Trebuie să o amâi și să vii că te cheamă ei. Și Doamne ferește să nu vii. Nu vorbesc cu tine în bun ieșir. Intră într-un mutitism printre acesta exacerbat că nu poți să-ți mai revii și nu poți să înțelegi. Dincolo de aceste reale, dar aparente glume, am venit cu bucurie aici, pentru că eu sunt cel care am sfințit mănăstirea Sfânta Cruce cu ani în urmă și sigur era prezent și ctitorul Bisericii și Așezământului, Părintele Argatu. N-a putut să-și lase așezământul lui de la Boroaia și să dea curs invitații, dar la proxima mea venire aici, sigur că va fi invitat și Sfinția sa. Mă bucură faptul că aici a rânduit Dumnezeu un stareț așa cum trebuie să aibă locul acesta. Dar să știți, iubiți credincioși, că un stareț fără frățiile voastre nu poate să facă prea multe. Mănăstirile n-au parohii. Dar credincioșii mai evlavioși din parohii dau curs slujbelor de zi și de noapte care se desfășoară în interiorul mănăstirilor după un program bine stabilit. Vă felicit în primul rând pe frățiile voastre că v-ați rugat să aveți un astfel de stareț. Este într-o competiție vizibilă cu Părintele Teodosie, frați de călugărie, dar pe Teodosie nu-l întrece nimeni, n-ai cum să-l întreci. Când nu te aștepți, atunci mai pune de o casă, mai pune de un schid, mai pune de o mănăstire. Dar eu am certitudinea că și Părintele
Siluar, la face lucruri, atâta vreme cât va fi rânduit de Dumnezeu să șadă aici, va face lucruri, așa cum a învățat el, la mănăstirea Pângăraci, sub oclăduirea îngretatului părinte Stareț Teofil, să facă lucrarea așa cu bună rânduială și cu multă ghipsuință. Felicitându-vă pe toți de potrivă, vă dorim an mult și bun cu sănătate de la Dumnezeu, vă împărtășesc arhiereștile binecuvântări ale Părintelui Mitropolit Teofan și să nu uitați că nu veți putea birui fiara cu care omul se luptă în ceas de zi și de noapte fără puterea Sfintei Cruci. Să fiți sănătoși! Preasfinție voastră!